Proiectul reunește parteneri din 7 țări dunărene, printre care și România, din țara noastră fiind implicată alături de Municipalitatea Giurgiuveană și Administrația Porturilor Dunării Fluviale. În cadrul proiectului se va pune accent, printre altele, pe dezvoltarea logistică a porturilor și a zonelor portuare din orașele mici și mijlocii sud-est europene de pe Dunăre. Proiectul este unul soft, are o valoare eligibilă de 1.698.500 de euro și urmărește să contribuie la o mai bună integrare a navigației interioare în cadrul logisticii de transport, punându-se accentul pe o dezvoltare logistică multimodală a porturilor și a zonelor portuare în special, la toate orașele mici și mijlocii din sud-estul Europei situate de-a lungul Dunării.